Da, două amintiri. Două. Bună dimineața. Aici trupa nouă. Trupa nouă alături de noi. Bună dimineața. Cum e aia, ochii care nu se văd să uită, nu? Sau, de noroc când am văzut. De ce nu ne-am mai văzut? Teo, tu ai mai fost. V-ați văzut cu mine, dar cu noi nu ne-am mai văzut, cred că de anul trecut. E bine. Da. Odată e bine, pe an? Adică o piesă pe an, odată pe an. Dar nu venim numai pentru piese, nu, e ok, e ok. Da? Bun, asta odată, nu, noroc că nu numai pentru piese, pentru că dacă era numai pentru piese, ne vedeam de... De odată în 8 ani. Hai mai, e cum e, nici cei prea mult strică. E bine așa. Nu, eu consider că voi sunteți prietenii noștri, noi suntem prietenii voștri. Noi, de fapt, suntem prietenii oricărei trupe de aici, din Suceava, indiferent de, dar pentru voi, pentru Artist Band, pentru... avem ceva pus acolo deoparte și consider că... Ar trebui să ne vedem mai des. Da. Exact. Da. Da. Mulțumim. Apropo și... de pus mai de pus deoparte, și am ceva pus deoparte. Ai pus deoparte, uite de că ai venit cu el pe față. Ai venit demn aici despre ce vorba aici. De bună dimineața. De sărumâna aia. Așa. Și de mulțumim de invitație. Cu drag, cu drag. Asta știi foarte bine că eu sunt prea babă curioasă, prea că... ia să vedem noi așa ce am primit aici. Așa, da. Trupa nouă. Altfel da? Merge cafeaua, nu? Altfel. Facem altfel schimb să... asta cu Bucovina, o luăm. Bun, acum... nu, dar să știi că și aia e tot primită. Tu nu vezi că e Bucovina și clubul... Da. Luceafăru, clubul de fotbal Luceafăru. Da, deci, Căniță cu trupa nouă, mulțumim frumos. Cu mare o să fie prezente pe birourile noastre și aici pe acolo în emisiuni. Asta la mine e brand, adică nu... Ok, asta vrem să vedem, îți dai seama. Dar. Tura trecută când n-am avut, sau greu am găsit în ce... Nu-ți găsești locul, mă, tu stai cu... Gata, mai e bine. Tura trecută când ați venit, n-aveam căni, nu? Sau greu până au apărut cănile. Da, erau mai puține așa. Eu cred că mai curând, nu știam eu cum să găsesc o soluție, nu mergea bine aparatul de făcut cafea. A fost o scuză, n-avem căni. S-a rezolvat, v-am adus niște căni, adică, da. Data viitoare... Întotdeauna găsim scuze, da, suntem campioni mondiali la chestiile astea, dacă avem să ne... dacă avem să ne descurcăm pe această poveste. Dar, spuneam cam răruț, va trebui să gândim o variantă de asta să ne întâlnim mai des, pentru că se întâmplă mai multe. Cel puțin eu știu când a fost lansată piesa, noi am discutat, am povestit atunci Lucian. Ai văzut că ne și întâlnim greu din vari motive, că suntem tot timpul pe drumuri. Păi și vecini am fost, adică ne despărțea decât un etaj, adică nu... Da, dar acum drumurile noastre, iată că s-au împrăștiat un pic și de asta ne vedem mai rar. O să avem și mai multe motive, sper, că noi tot lucrăm la chestii și să venim mai des cu ele. Prima oară ați lansat piesa, a durat ceva până când... Până când am făcut clipul. Făcut și clipul. Da. E în România anului 2018... haide să o spunem pe aia dreaptă, e destul de costisitor să scoți un clip. A fost și nici nu poți să spui că e mare clip, că e mare producție, că e nu știu ce echipă sau nu știu ce setting de coruri nebunii. Și totuși, sau și pe limbajul românului, n-au dat foc la mașini, să explozii, să artificii, da, este un foc mic acolo, dar ăla a fost cu cărbuni de la... market. Ok, sub atenta supraveghere, bag-o pe aia, a unor delegați de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Exact. Noi lucrăm perfect legal. Logic, sub pentru că aspecte. Dacă nu aveai dovadă să vină ăștia, păi ce au făcut ăștia pe plajă? Au dat foc. Păi, despre ce vorbim? Exact. Bine, plaja era aproape, adică apa stingea tot, nu e chiar așa. Ce frumos! Ce știi apa? Ce au zis niște oameni răi? Ce au zis? Au zis așa, că videoclipul ăsta a fost ca să te răzbun pe videoclipul precedent. Da, poate publicul nostru nu știe că Teo are un clip în care
se iubește cu un actor. Noi se tăvălea prin match. Asta, nu... asta e clipul, jucăm, nu? Suntem da. În niște da. Roluri aici. Așa am făcut și eu. Băi, dar dimineața asta nu înțeleg rolul, că sunteți împreună, dar sunteți așa, adică... Aha. Da, dar, iată. E deci, dimineața, abia ne-am trezit. Ai grijă, ce facem, ai grijă ce facem clipurile tale, că... Că să vezi ce pot să fac și eu în clipurile mele. Da, se întoarce, da. Da. Înainte de a începe partea asta a doua emisiune și să discutăm cu prietenii noștri de la trupa nouă, Lucian Curelaru, vocalist trupa nouă, Teodora Botez. Teo alături de noi, iarăși din aceeași postură, tot pe partea de voce e la aceeași trupă nouă. Vedeți că e o chimie între ei, nu e chiar așa. Da, de... ne-am îmbrăcat la fel. Și avem vreo 6 ani de când cântăm împreună și adică ne întâlnim la, nu știu, în fiecare zi? Da, în fiecare zi. Forever. Deci, cum să nu fie chimie după atâta timp? Da. Deși, cred că a fost din prima, dar... Am înțeles. E un lucru, bă, cum să spun, e un lucru frumos și e bine când funcționează și dă și randament. Pentru că multe povești de astea frumoase am văzut de-a lungul anilor, sau că despre unele am citit că au fost, n-am, dar nu întotdeauna s-au văzut și rezultate în plan artistic. Ori eu îndrăznesc să cred că ați trecut de faza aia în care v-ați copt. De acum aștept ceva mai mult de la voi, pentru că trupa nouă deja prin ultimele creații care au fost, prin tot ce... De acum aștept. Îți dai seama că înțelegi cam cât de delicat și cam cum am ajuns la subiectul ăsta. Noi am vorbit și înainte de emisie și îți spuneam de noile noastre planuri și să mergem spre București și să facem piese da, noi, din de multe și mai des. Din păcate, Bucureștiul rămâne cam singura rampă de lansare serioasă. Iată, e nevoie să o faci. Asta e, batem drumurile, tragem sfori pe acolo, vedem ce o să fie. Dar trebuie să le arătăm că degeaba facem noi aici chestii dacă nu se aude și acolo de ele. Noi suntem cumva mulțumiți de ceea ce am obținut aici. Slavă Domnului, pe plan local. Ar fi ipocrit să spun altceva, e bine și foarte bine. Dar tot timpul vrei mai mult și da. Parcă e păcat să nu vadă mai multă lume ce facem noi aici. După cum spuneam, pe plan local, slavă Domnului, adică sunteți voi, sunt celelalte artist, band, bun, să nu uităm, Odisei, adică avem câteva trupe de certă valoare care produc, da? Dacă nu reușești la nivel național, stagnezi. E o problemă. Înainte era o rampă de lansare Iașu. Funcționa în bună măsură. Vrei să spun că la Iași se cântă mai puțin, poate și... Decât la Suceava? Poate și mai prost, că nu folosesc cuvinte mari, decât la Suceava. Da, știu. Dacă e să dai numele astea pe care le-ai spus acum cu trupele din Suceava, e net de asta. Suntem mult peste, da, știu. Asta e adevărul. Da. Salutăm și pe cei de la Iași, asta e treaba. Da. Din păcate, pentru... Dar am zis, la un moment dat, Iașiul era, reprezenta rampă de lansare. Dar uite că s-a stricat în bună măsură lucrul ăsta și nu mai funcționează, drept pentru care clar trebuie mers direct către București. Trebuie mers direct București. Bun, dacă ar fi după mine direct, nu știu, afară, dar da. Nu prea. Și din aproape în aproape e mai complicat. Da, și așa. Și așa e destul de greu. Dar nu e imposibil și până la urmă v-ați hămălit la munca asta și nouă ne place, deci dacă aș putea să fiu pe drumul care de muzică și nouă ne place, că dacă nu degeaba ți-ar plăcea. Dar și nouă ne place ce se întâmplă. Ama, revenim puțin la videoclip, pentru că l-am difuzat înainte de a intra în direct în partea a doua a emisiunii cu voi. Care e povestea?
Ți-am zis, gurile rele o dau... Aici nu povestesc eu, e povestea lui. Vreau să văd cum o vezi tu. Nu are. Păi, în prima parte a emisiunii cum o vede Teo, în partea cum o vede Luci. Da, hai și eu îți confirm. Nu, dar nu am. E o poveste de dragoste care s-a sfârșit. Asta zice asta piesa, e, da. Asta zice piesa. Și clipul, bineînțeles. Da. Două, eu am vrut un videoclip cu fete frumoase. Pe Teo aveam, mai trebuia ceva. Așa. Am găsit această... Cine crede? Actriță de la București, Diana Saro cheamă. Și e într-o fulminantă ascensiune, ca să spun așa. Am prins-o noi la început de drum. Ea e și fotomodel de niște ani, dar acum a fost se lansează tare la noi ca actriță. O să fie într-un serial, la Pro, o să vedeți. Mm-hmm. Și toată lumea ne-a întrebat cum ați făcut rost de ea, cei care o cunosc din Breaslă, din București. Da, adică e cu figurie? Nu neapărat, dar are multe chestii, multe proiecte. Aha, și am adică prins-o greu pentru exact un proiect să vină, da. Da. Să accepte, nici nu știu. Păi dacă, dacă au pus aia la București întrebarea, bă, cum ați prins-o? Hai să mă dau și eu în București. Bă, cum ați prins-o, mă? Vai, dacă o să spun acum pe pile cunoștințe relații. Partidul Comunist Român. Avem și noi prieteni în Breaslă, mai multe la București. Domenii, da. Da, da, da. Un prieten actor mi-a da, slavă da. Domnului că avem prieteni, mi se pare normal să fie așa, da? Nu prea, da, nu prea avem noi prieteni acolo, la CNA-DNR sau la CNA-IR, că nu... Cred că sunt niște răspopiți, niște turci acolo, că în Moldova n-avem niciun centimetru de autor. Deci, da! N-avem nicio legătură acolo. Să știi că și fanarioții, da, ăștia, mamă, cât de rău. Și să știi cum fanarioții parcă n-au fost atât de rău. Exact. Da? Nu, dacă ești atent la ce s-a întâmplat, chiar așa s-a ajuns la concluzia că n-a fost atât de rău. Băi. Au de unde e povestea asta, doamne? Ferească exact, Dumnezeu de mai rău. Exact. Să dăm vina pe străini, știi? Da. Așa a fost tot timpul. Nu ne-am uitat la noi în curte. În oglindă. Îți dai seama, spargi oglinda aia când te uiți la ea. Na, te încrunzi la dânsa și pac! Și cam asta e, prin... Prieten, da? Prin prieten, da. Iar tot, fata un coleg asta actor. Un coleg actor, da. Sucevean de-al nostru sau Sucevean de-al nostru, care e foarte, foarte bine la București. Mă bucur să joacă mult și în mari spectacole și acum abia aștept să mă duc să-l susțin, să-l văd în premieră la Moromeții 2. Da. Lucian Iftime se numește el, e de-al nostru și a făcut treabă bună acolo. Face treabă bună. Zi-mi... Când ați înregistrat? Că pare întunecat așa, pare noaptea, pare... Asta e vibe-ul acum pe clipuri, am înțeles. Ah. Deci așa mi-a spus deci regizorul, așa... Deci voi ați filmat cum trebuie, da? Bă, știi că uită-te la toate, la Lidia Buble, la nu știu ce mai e filmat la mare, da. Toate arată la fel. Făcut, adică... E o modă cu filtrele astea așa darkish, da, Lana da. Del Rey... Pare că începea furtuna în 10 minute, știi? Metaforă. A? Metaforă. Nu? Așa zice și piesa, că e... Totuși e furtună. E 5 dimineața când se petrece... Da, așa zice când piesa. Când începe piesa, da. Da? Da. E furtună. Da, păi da, normal, dacă suflet. Era și focul, că trebuia de o încălzeală, chiar că era o căldură acolo, de nu mai puteați voi. Îți dai seama. Nu e foarte fan la filmări, deci chiar și așa într-o echipă... Cât au durat filmările? O zi jumătate, ziua, noaptea și a doua zi până pe la... Da, vezi, au scăpat, nu a fost ca la tine cu macii. Am găsit macii! Hai! Pac. Filmarea, pac. Am umblat mult, deci am filmat și în Corbu, și în Vama Veche, și în drumuri. Da. Și în Suceava cu băieții. Stai că întreabă ceva, Cătălin. Scuze. A stat cu cortul? N-am stat cu cortul, n-am stat deloc. Deci n-am avut nevoie. Am ajuns acolo, am dat drumul la treabă și am plecat a doua zi. A fost maraton. Dar foarte tare. Cum? Am dat de gust. Cât a ajuns? Te întreb din punct de vedere financiar, pentru că e o chestiune că se poate de reală și fiecare lucru costă. Și ca să fie și făcut, eu aș fi curios, mi-aș fi pus și eu întrebarea asta. Da, nu știi, ți-a făcut cadou cineva? Nu, nu. Aș fi vrut eu. Nu. A fost de 4.000 de euro. O chestie de 2-3 oameni o zi. Da. La mare. Deci, îți dai seama. Da. Cam pe unde te duci cu marile producții. Da, acolo sunt case de discuri în spate, finanțatori mari. Aici totul produs independent, chiar mucușoara noastră. Chiar fără prea multă recuzită. Păi
Păi nu, eu mă gândeam în primul și în primul rând în momentul în care discutăm de recuzită, discutăm de materiale perisabile. Adică mai vedem nu știu ce videoclipuri. Bine, ce-i drept, acum se lucrează mult pe CGI. Am pronunțat corect? Trebuie să ne spui. De-alea făcute pe calculator, cu explozii, cu... Îți dai seama ce alea cât costă. Dar noi aici avem o piesă foarte sinceră, foarte curată, foarte... Ne-am axat pe trăiri, pe emoții, pe... Eu zic că în bună măsură ați și reușit să transmiteți lucrul ăsta. Așa am aflat și eu de la public. Așa cred. Și-a făcut treaba. Piesa a început să fie difuzată la radiouri. Am auzit că se cântă la nunți. Și asta n-am înțeles-o, deci trebuia să o spun ca pe o cioacă. Ci că e la Valsul Mirilor, dar piesa e nasoală, e cu despărțire, e cu... Nu știu dacă s-o cred sau nu, dar am auzit-o din mai multe guri. Îți dai seama? Da, îmi dau seama că... Adică, nu știu, eu acolo sunt mai mult pe partea, nu văd, nu cred, dar nu știu. Da, nici poze sau nu s-a întâmplat, știi, filmare sau nu s-a întâmplat, dar mi-au spus mai mulți oameni, cum să cânti tu, să dansezi cu mireasa din o mie de povești, niciuna nu mai ești. Aha. Dar de multe ori mirii nu sunt atenți la versuri. Pur și simplu le place o piesă și... Bun, am văzut asta la piesele în engleză sau în alte limbi. Da, adică chiar dansează să... de... cu mare bucurie de, pe... Cum erau alea? BZN, spre exemplu. Cum erau alea? Stand up, nu? Da, exact. Get out of my life. Știi piesa? Da. Și hai să... Și sunt cei mai... fericiți. Da, deci... Poate nu dă lumea importanță. Bine, da, ia gândește tu la aia... Cât de frumos, bun, e oricum una din melodiile mele preferate. Cum am ajuns să te iubesc, când nici până azi nu... Da, da. Bine, dar e frumoasă, adică... E frumoasă și cu... Iar amestecul ăsta, cum l-au făcut, bine, iarăși, cu multă cu tehnică, da. Bănica junior cu senior e da. Cumplit, adică mi se pare... Mai mult de atât și mai bine de atât nu se poate. Greu, da. Frumoasă idee, realizată bine, nu-ți dai seama de montaj, nici audio, nici video, nici... Oh, foarte mișto. E foarte, foarte, adică da. Ceva suprem. Ceva da, suprem. Da. Deci, da, e frumos. Știu că și pe mine m-a impresionat când am văzut clipul, când a apărut, da. Păi, vezi, și asta e de la ce? La clipuri, pentru că, până la urmă, îndrăznesc să cred că nu poate exista, sau... La ora actuală nu poate exista piesă bună sau oricât de bună ar fi ea, dacă nu are și clip, parcă... Mai ales la cum stă lumea pe net în zilele noastre, fără imagine. N-am văzut să numea și mie vizualizările, cum era Plăcica. Dacă ți-aș spune, ai zice că am verificat în dimineața asta. Da. Păi și cum n-ai verificat? Ba da, îți dai seama. Îți dai seama că asta e primul lucru pe care îl fac la cafea dimineață. Vreo 23.145 i-a vezi. Ia stai. Ca să vezi cât sunt implicat în... Păi nu, dai, ăsta e unul din copiii tăi, măi. Nu? Dar chiar să știu câte fire de păr are în cap? Da, bun, da. 23.145, iată. Deci, două amintiri frumoase. Doi cai frumoși. E de la cafea. Deci, 23 de K. Dacă apeși pe săgețica din dreapta... Și unde, stai, mai. Unde mă uit? Pe săgețica din dreapta aia. Cred că de când suntem în emisie. Cât era? Da? 100 cât? 170 sau mai adunat 25. Bună dimineața, Suceava! 23.170. Perfect. Ia da, dacă dau acum, sau acum s-a contorizat a meu. S-a contorizat? Nu, trebuie să meargă, trebuie să meargă tot clipul? Nu, 30 de secunde. 30 de secunde? Am înțeles. 6. Ia să fie 23.171. Și dacă dai direct la secunda 30, ok? Nu e ok, trebuie să meargă. Îți dai seama că m-am interesat... Nu știu, da, te întreb. Nu, da, bine, până la urmă e și logic, pentru că altfel ajungi să ai vizualizări false. Și atunci statisticile YouTube care dau din greșeală sau... Da. Păi dai click din greșeală, vezi că nu ai trecut. Așa era înainte. Păi știu. Și era nebunie să lăuda lumea cu vizualizări care nu existau. Apropo de asta... Am înțeles că fac chinezii din astea, dar îi plătești și îți bag acolo contorizare. Poți să ajungi la 1.000.000 pe... Da, te super, învăț nu eu cunoști cum... pe cineva? Nu cunosc și nu știu cu ce m-ar știu ajuta eu. O treabă de asta. Vorbim după. Nu știu cât ne-ar ajuta. Ni hao! Cât are?
6231. Na, mai puțin, vezi? Care? Da. Aia cu tăvăleala? Muzica populară. Care? Tăvăleala sau care? De ce râzi? Da. Păi da, nu știi că ăsta-i unul, ăsta-i dracu în chicioare de la butoane de la noi. Ți-a dat-o. Da, are mai puțin. Dacă eu n-am actori de pe la București. E de aia. Ai, stai liniștită. Da, n-am făcut focul, exact, da. Te vezi de la ce se trage? De la un pic de foc? N-ai avut și tu acolo niște mititei, niște... Data viitoare o să fac și eu un foc. Nu m-am ocupat eu să număr vizualizările. Dar vorbim. Vedem cum... Vă rog frumos, nu tensionați emisiunea în această... Ajungem la o înțelegere. Ajungem la o înțelegere. Exact. Da. Se rezolvă. Da, bun. Până la urmă, vezi, această contorizare, pe care o oferă YouTube-ul și care dă în bună măsură și nota vis-a-vis de o piesă. În ce măsură influențează celelalte producții? Adică vin ca o confirmare, da, e ok ce faceți, asta e direcția, sau pur și simplu e doar o etapă? Știți foarte clar ce e de făcut mai încolo. Dacă ar fi să ne luăm după confirmări, cred că ar fi un pic mai greu. Ideea este să faci ce ți-ai propus și vedem cui place. Dacă ar fi fost după contorizări, la cât are Constantine piesa noastră refăcută, vreo 40 de mici, ceva de genul ăsta, am fi mers pe caut partea acum, aia, Cătălin. Știi? Da. Dar iată că nu... N-am vrea chiar să ne legăm de asta. Ceea ce iese, aia facem. Ce inspirație avem aia? Nu. Urmează o piesă foarte, foarte tare. E aproape gata. Am făcut versurile, sunt super mândru și vreau să vorbesc despre asta. În dimineața asta? Poftim? În dimineața asta? Acum două nopți. Nu, zic. În dimineața asta vrei să vorbim? Durează două minute. Urmează o piesă foarte mișto de la trupa. Nu, stai așa, nu, hai să facem altfel. Ei, că mai ținem un pic și vorbim de chestia asta după publicitate, știi, să ridicăm. Bine, un pic. Bine, hai că mă adun gândurile. Ok. Să creștem un pic și, pac, publicitate, după aia vorbim de următoarea piesă pe care o oferă. Spune-mi, te rog frumos, cum mai e în lumea asta muzicală, cu drepturi de autor, cu nu știu ce, Mărgineanu, sau acum e piesa aia cu 10 care... Florin Chilian. Da? Ce v-a cerut să retrageți piesa? Am apucat să vorbesc cu el despre asta. Am avut un cover la 10 de la Florin Chilian pe YouTube și dintr-o dată a fost reportat și a dispărut. M-am întâlnit cu Florin ulterior, mi-a spus că el personal, bineînțeles că nu stă să caute. Nu a cerut așa ceva? Nu, că există niște monitorizări, scris undeva, cineva monitorizează lucrurile astea pe net și într-un mod automat. Da, asta am citit și eu. Sunt un lucru care sunt generate treabă. Niște boți. Exact. Dar cred că se poate face... Report la report. Da, nu report la report, să ajungi la un... Da, nu, se transmite... Nu, am văzut procedura asta. E destul de complicată. De ce? Pentru că, exact cum spuneai, sunt anumite monitorizări care se petrec din punctul ăsta de vedere și la un moment dat, hopa, ceva nu e în regulă, spun ei, piesa e same, nu... Da. Nu am toate certificatele alea pe drept de autor. Dar atenție! Caz real. Deci cu certificat pe drept de autor, cu ce vrei tu, cu toate alea, adică trimis, și procedura de a repune piesa înapoi în difuzare pe public, durează foarte mult. Adică cu toate hârtiile. Păi da, am și asta. Dă-i drumul. Asta e la noi, că... Dar nu e la noi, asta e la nivel general. Știi, e politica YouTube-ului. Foarte multe cover-uri care... Adică în America, mă rog, în alte state, și au milioane de vizualizări. Eu cred că totuși sunt... Cei care au cover-uri, adică fac numai asta. Sunt subcontract alea.
cred eu. Posibil, nu știu. Nu, în bună măsură și multe sunt, cel puțin în direcția asta, YouTube-ul au făcut pași importanți în ceea ce înseamnă protecția drepturilor de autor. E posibil, ok, deci nu o să ne plângem de așa ceva, îți dai seama, e super da, ok. Da, mai ales noi mai nou. Artiști, începem și noi să producem și poate am vrea să... Deci piesa, ai spus că... Hai să vorbim după publicitate, așadar, imediat ce o să fie următoarea piesă, discutăm despre ce v-ați propus, discutăm despre felul în care a fost primită această piesă, Două amintiri, cu prima difuzare, dacă nu greșesc eu, la mine, la Viva FM. Exact. Așa. Da. Exact. Iar ulterior ajunsă pe... Radio România și așa mai departe, iar în momentul de față, inclusiv în inclusiv unde? În Bucovina TV. Aia, aici e by default, hai să o spunem pe aia dreaptă, da. Cu aproape câte vizualizări am zis că tu le ții minte? 27.000, nu? Vreau 23. Pe... Dar după emisiune o să fie 27. La cât mai multe. Publicitate, revenim.